Sparta va juca fără spectatori până la finalul sezonului, ca urmare a incidentelor de la meciul Dinamo-UTA. Astfel, comita de disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a fost tranșantă. Reacția reprezentanților bătrânei doamne la această decizie a apărut. Iată ce transmit aceștia. Clubul a atacat prin recurs hotărârea Comisiei de Disciplină din data de 27 martie, în care UTA a fost penalizată cu o amendă de 100.000 de lei și disputarea a 4 meciuri de acasă fără spectatori. Condamnăm în totalitate actele de violență de pe stadioane, suntem pentru toleranță zero. Dintre toate consecințele negative ale hotărârii, cel mai puternic ne afectează că sunt pedepsiți 10.000 de oameni din cauza unui grup mic, greu de încadrat la categoria suporteri. Suporterii UTA se îmbracă în roșu și alb, nu în negru. Clubul a făcut recurs în primul rând pentru masa mare de suporteri și pentru echipă.